Pentru mine, o guvernare PNL bună ar fi o guvernare care n-ar promova ura socială, care ar vorbi pentru toți românii, care n-ar scoate în față idioți și mizerabili, care n-ar aduce ca temă privatizarea sistemului de sănătate ori privatizarea educației. Știu ei, liberalii, la ce mă refer, nu? Sincer, nu aștept guverne miraculoase acum. Decente ar fi de ajuns. Decența ar fi un început. Cine-și imaginează că la nesfârșit vor fi ascunse identitățile celor care au omorât tineri, intelectuali, oameni civilizați, trebuie să știe, adevărul va ieși la suprafață. Pastilele, bă, iar ați uitat la partid să-i dați pastilele. Boss, ești vreun tânăr care a intrat ieri în politică? Trezește-te! Hai pe bune, vii să faci pe justițiarul tu? Acum, după 30 de ani de fățâi prin politică? Nici nu mai zic, e prima oară când te aud că ești atât de pornit cu dosarul Revoluției. Dar ai fost la putere, mă, nebunule! Nu te-am văzut să rupi pijamalele de pe tine de nervi și de revoltă. Nu te-am văzut să-i faci mandolina guler vreunui procuror. Ce-i cu circul ăsta ieftin? Orbane, dacă mai mergea cu prosteala, rămâneau ăștia de la PSD pe poziții, știi ce zic? Sincer, nimic nu mă scârbește mai mult decât această ipocrizie. Brusc, frate, brusc, peste noapte, așa, nu mai poate Orban de copilași morți la Revoluție. Te doare creierul. Asta spune totul despre cum ne vede Orban pe noi, pe populime. Suntem foarte, foarte tâmpiți în ochii tăi, Orbane, nu-i așa? Mm-hmm. Ați avut o discuție cu domnul Isorescu? Domnul Isorescu, iertați-mă. Există o fotografie publicată acum. Da, e normal, mi se pare. De ce te normal, dacă perfect normal o discuție cu guvernatorul Băncii Naționale. Și de altfel noi am fost într-o comunicare și într-o colaborare constantă. Ah, mi-a plăcut cum au prezentat unele televiziuni această vizită. Orban a mers să vadă ce bani sunt în vistierie. Bă, dă-mă dracu, de zici că banii sunt la Isărescu. Cum face Orban așa? Cum e, domnul guvernator? Mai avem ceva? Trecem iarna asta? Pot să arunc și eu o privire în safe-ul central? Bă, fraților, unii tot mai cred că banii ăștia există undeva fizic. Nu există! Sunt puși de ei din pix. Păi da, nu mai sunt bani? Mai trecem acolo cu pixul ceva. Aia că a ieșit ok Orban de acolo. Fie n-a înțeles ce i-a zis Isărescu, eu asta cred că s-a întâmplat, fie situația nu e atât de gravă pe cât au zbierat ei. Vom vedea. E ca naiba, fraților, doar noi românii putem să naștem așa ceva. Deci Orban e ca și pus premier, merge să se întâlnească cu guvernatorul Băncii Centrale, dar în acest timp premierul, dat jos de moțiune, ține ședință de guvern. E lumea pe dos. Veorica e în opoziție, dar e totuși premier, iar Orban e la putere, dar nu prea are guvern și nu prea are nimic. Superb. Veți guverna cu un guvern de tranziție. Cum adică un guvern de tranziție? De tranziție de la ce la ce? Ia, nu-mi zice. De la o Românie distrusă de PSD la o Românie normală. A? Asta ai vrut să zici? Mamă, ce te-am citit, tăticule? Ești ca o carte de colorat deschisă. Eu nu cred că e un guvern de tranziție. Fie e un guvern pe bune, fie e un guvern care n-a vrut să vină la guvernare, dar pe care președintele l-a băgat la înaintare. A? Capiși? Nu sunt puține vocile care spun pe la colțuri că PNL n-ar fi vrut să ia guvernarea într-un moment în care toți, dar absolut toți, nu doar noi aici la emisiune, vor da în liberali. Va fi un guvern cocoțat acolo și ținut captiv doar ca să fie ciomăgit. Și ce-l vom mai ciomăgi, mamă? Și tot mai mulți liberali se întreabă: bă, ăsta Klaus are ca scop să iasă președinte. De ce l-ar mai interesa de fapt de noi? Nu știu, fraților, voi știți? Voi ați ales rolul ăsta de slugi, de vagoane pentru locomotiva Iohannis. Sunteți pregătiți să câștigăm? Sunteți pregătiți să câștigăm? Atunci, dragii mei, la treabă!
Liberalii par să nu realizeze, dar pentru Iohannis mai e o lună de muncă și gata. După aia, somnic încă un mandat. Pentru ei însă începe marea belea. Așa ar fi tare, după alegeri să înceapă Iohannis cu de-alea. Ce vreți, mă? Ce vreți, mă? Puneți mâna la muncă. Hai, nu mă luați cu Nea Claus, cu de-astea, că n-am cumpărat case împreună, da? Cel mai amuzant în acest weekend a fost Rareș Bogdan. Astăzi președintele Iohannis are o încredere de 50%. Este cea mai mare încredere a unui președinte după primul mandat. Vă rog din tot sufletul să nu-i reduceți încrederea printr-o guvernare în care să nu fiți responsabili. Păi ești nebun? Deci Rareș Bogdan are și el o grijă. Să nu-l facă PNL-ul de râs pe domnul Iohannis. Să nu-i dea la încredere. Dă-o, dreacu, cât de bun să fie și peneliștii astfel încât să-l facă pe Iohannis să piardă alegerile. Pe Roberta Anastase, dacă o puneți prim-ministru și tot nu puteți să faceți asta. Chiar cred, fraților pe bune, chiar cred că Iohannis, odată eliberat de presiunea asta a celui de-al doilea mandat, ar putea să fie un președinte bun, care să tragă de guvern să se țină de cuvânt. Pentru că nu-i așa, are acum guvernul lui, iar guvernul va avea președintele lui. Așa că, băieți, aveți mingea, terenul al vostru, hai să vă vedem! Îi invit să semneze pactul pentru bunăstare. Dăncilă, frate, azi în ședința de guvern. Nu i-au mai scris nimic consilierii, așa că repetă ce mai ține și ea minte. E cu pactul ăla, îi dă înainte cu pactul. E gata, bre, oprește-te. E gata, s-a terminat spectacolul, du-te acasă. Puterea, așa cum am spus, nu se cedează, puterea se câștigă.